La începutul lunii decembrie a anului 2011, în cadrul rubricii Televiziune Cetățenească, am relatat istoria unei fetițe care se numește Gabriela și care este invalid de gradul 1, având disfuncție musculară Hoffman. Învățătoarea Gabrielei, Lidia Vrăsăniuc, n-a putut rămâne indiferentă față de chinurile acestei fetițe. Dumnezeu ei a inițiat realizarea reportajului. M-am atașat foarte mult de Gabriela. Aș fi vrut tare mult ca această fetiță să fie ajutată, să fie în mijlocul copilașilor. De aceea aș vrea să mă adresez la copiii din Liceul Teoretic Grigore Vieru, la colegii mei de breaslă, la elevi din alte instituții de învățământ din Briceni și Raion, pentru a o ajuta pe Gabriela să-i dăm și noi un pic de speranță. S-au găsit oameni cu suflet mare și au ajutat-o pe Gabi fiecare cu ce a putut. La carnavalul de iarnă de la Liceul Teoretic Grigore Vieru, la care a participat și Gabriela, a fost adunată o sumă de 1500 de lei, iar direcția liceului i-a făcut un cadou de anul nou. Gabriela, ai fost la matineu la școală? Da. Ți-a plăcut? Ce cadouri acolo ai primit? Carte de poveste și bani. Încă un vis al Gabrielei a fost realizat, cel de a avea un cărucior. Un cetățean moldovean, Petru Coșocar, din satul Trebisăuți, care în momentul de față trăiește în Suedia, a văzut reportajul nostru pe site-ul Canal Regional și a hotărât să o ajute pe fetiță. Suntem mulțumiți de lumea care a ajutat-o pe Gabriela. A primit ajutor din Trebisăuți, de la Petru Coșocar, i-a dus cărucior și 2800 de lei care i s-au pus pe cont. De la Iusip Anatol Ivanovici tot avem ajutor foarte mult. De la asistența socială i s-a dat 2000 de lei, s-a pus tot. Poate ne gândim la vă operații și ceva, la vă lecuire, că trăim cu speranța. Totuși, dorința de a putea merge rămâne mai presus de toate. Gabriela, tu ai avut un vis, să ai un cărucior, așa? Deci acum cărucior ai. Ce ai mai dori să mai ai? Vreau să merg. Stimați spectatori, dacă nu vă este indiferentă soarta acestui copil, puteți contribui fiecare în măsura posibilității. Pe ecranele dumneavoastră vedeți două conturi bancare pe numele mamei fetiței Petrovici Natalia, unul la Moldagroin Bank și altul la Victoria Bank.